Volodymyr Zelensky a vorbit în Parlamentul francez și a îndemnat firmele, inclusiv producătorul de automobile Renault, grupul de supermarketuri Auchan și retailerul Leroy Merlin să părăsească Rusia. Leroy Merlin, Auchan, Renault trebuie să înceteze să mai fie sponsori ai mașinii ruse de război, să oprească finanțarea uciderii copiilor și a femeilor și a violurilor. Companiile franceze trebuie să iasă de pe piața rusă, le-a spus Zelensky parlamentarilor francezi. Conform Ager Press, oficialii Renault nu au fost disponibili imediat după comentarii. Ei anunțaseră mai devreme că iau în considerare din nou suspendarea producției la fabrica din Moscova din cauza dificultăților logistice. De asemenea, reprezentanții retailerului Auchan nu au dorit să comenteze intervenția liderului de la Kiev în Parlamentul de la Paris. De astfel, săptămâna trecută, un purtător de cuvânt al companiei a declarat că aceste critici ale președintelui ucrainean privind continuarea prezenței Auchan în Rusia sunt extrem de surprinzătoare. În același timp, oficialii Leroy Merlin, care aparțin aceluiași grup ca Auchan, nu au dorit să comenteze discursul lui Volodymyr Zelensky. Companiile franceze, inclusiv Total și Danone, sunt intens criticate, amintește Reuters, pentru faptul că încă operează în Rusia. Zelensky nu le-a numit, dar a cerut în general firmelor franceze să iasă de pe piața rusă.